I want you to remember. Vreau ca voi să țineți minte. Noi suntem aici doar pentru o seară. This takes a while. E nevoie de timp ca să pun tot antrenamentul vostru într-un flux liniar. Trebuie să învățați despre conștiință și energie, trebuie să învățați despre creier, trebuie să învățați cum funcționează acesta din punct de vedere chimic, trebuie să-i studiați anatomia destul de detaliat și să vă familiarizați cu ea, iar apoi trebuie să aveți experiențe care să vă confirme ce ați învățat. Și apoi, odată ce aveți o idee asupra celor menționate anterior, ne întoarcem la conceptul de Dumnezeu, conștiință și cum funcționează ca să creeze energie, care apoi colapsează în forme. Trebuie să aveți un flux liniar de idei care le reunește pe toate acestea într-un tot unitar, deoarece conceptul este să creezi realitate, creând necunoscutul din țesătura cunoscutului. Acum, amintiți-vă, avem doar o seară. Mi-aș dori să stați cu mine timp de 4 nopți și atunci am vorbit cu adevărat despre toate acestea și le-am pune în perspectivă. Dar pentru această seară, în timp ce sunteți cu mine, trebuie să trecem rapid peste acestea și va trebui să completați printre rânduri ceea ce ați învățat. Acum, grupul avansat, veți învăța mult mai multe despre asta decât ce învățați în această seară sau decât sunt capabili începătorii datorită nivelului de studiu la care vă aflați. Dar deoarece începătorii au studiat asta în cursul lor, vom vorbi despre asta în această seară, în contextul de cum îți crezi viața și dacă te reîntorci la viața ta dinainte, la ce poți să te aștepți și de ce poți să o prezici. Acum, dacă înțelegem și revenim la destinul nostru original, acesta este de a face cunoscut necunoscutul și spune ia-mă și fă din mine orice dorești. Dar conceptul de dorință și orice și mine sunt toate abstracte, deoarece nu existau astfel de gânduri, exista o construcție a gândului, iar gândul trebuia să fie înghețat suficient de mult timp, astfel încât să se poată construi pe el. Cu alte cuvinte, singurul obstacol care oprește acest proces este creierul. Iar creierul este creat anume ca să înghețe acțiunea gândului și să o păstreze în depozitul energiei, astfel încât conceptul creierului de a reține gândurile ca amintiri înseamnă să înghețe frânturi de conștiință. Și atunci când îngheți frânturi de conștiință și le înmagazinezi, atunci le folosim ca să construim din ele o idee. Ideile nu apar pur și simplu în capul tău. Trebuie să tânjești după ele și trebuie să fi construit o bază din care să apară ideea. Deci creierul a fost creat la un anumit nivel pentru a îngheța conștiința în energie electrochimică pe care o numim gând. Iar acel gând să fie depozitat și compilat și izolat într-o bibliotecă completă la care să poți recurge într-o clipită și atunci acest gând ar fi diferit de următorul gând care apare, dar cele două gânduri ar fi asociate, iar viața ta, tu ai face această asociere alăturându-le.